Bună dimineața, o zi cu rezolvări. O să apelăm la intuiție ca să găsim drumul, să ieșim din labirint și să reușim ce ne-am propus. Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva, dar nu înainte de a lichida restanțele, că Mercur încă mai e retrograd. Să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Gemeni, o agendă încărcată cu lucruri care vă pun în lumina reflectoarelor, că aveți proiecte de top și o să fie muncă multă. Rac, apar situații care vă scot din zona de confort și, contrar obișnuinței, o să aveți reacții prompte că dispuneți de o energie suplimentară. Leu, o să vi se acorde prima promisă și o să aveți de cheltuială dacă vreți să plecați în weekend pe undeva. Fecioara, e un eveniment în familie la sfârșit de săptămână și faceți pregătiri că nu vreți să lăsați pe ultima 100 de metri nimic. Balanța. Poate ajungeți la punctul terminus cu un proces și o să vă recăpătați bunurile, drepturile. Se face dreptate. Scorpion. O să completați niște lipsuri de acasă și o să scoateți niște bani de la rezerve, să luați tot ce v-ați propus, că e o listă cam lungă. Săgetător. O să revină cineva care a cerut un timp de gândire, să reevalueze relația ca să vadă dacă se mai regăsește în ea. Capricorn, e posibil să apară un proiect nou care să vă solicite, dar o să vă descurcați că nu este peste puterile voastre. Vărsător, o să găsiți o posibilitate de a vă pune ideile în practică și să vă eliberați de stres, de oboseală, să dați frâul liber imaginației. Pești, se poate să aveți de încheiat o situație legată de învățământ, poate fi vorba și despre copii, și să se rezolve în timp util. Berbec, o să vă coopteze un grup ca să lucrați la ceva care vi se potrivește și o să fie un câștig atât individual cât și colectiv. Taur, e posibil să vi se dea niște bani în plus la salariu și să fie o lejeritate financiară de aici încolo. O zi cu rezolvări.